Prelata cu care a fost acoperit gazonul de pe Cluj Arena a fost îndepărtată. De la începutul lunii martie a fost pornită instalația de încălzire și s-a aplicat fertilizant. S-a lucrat cu stimulenți puternici pentru ca iarba să se regenereze în timp util. Garantăm că va fi totul ok. Am investit o sumă importantă. Noi oricum în fiecare primăvară investeam în gazon cu făcând supra-însămânțări, dar aceste lucruri ne fac ca acest gazon să fie același gazon din 2011 și probabil nu-l vom înlocui. Spaniolii nu par îngrijorați de starea terenului, cel puțin asta spun conaționalii lor, fotbaliștii de la CFR, Lopez și Ruiz. Nu am vorbit cu ei despre gazon, am discutat chestii personale, care cum e. Nu am fost pe stadion, dar din ce mi s-a spus, este o arenă mare cu multe utilități. Sper că și gazonul va fi bun și sunt și eu nerăbdător să văd stadionul. Cluj Arena arată ca un furnicar, se fac ultimele retușuri la stadion. Vestiarele au fost zugrăvite și spălate și sunt gata să primească vedetele campioanei mondiale și europene Spania. Urmărit România-Spania, în direct TVR.